Bună ziua! Bine ați venit la cursul de dezvoltare a abilităților digitale. Numele meu este Gheorghiță Andrei. Astăzi vom studia marketingul pe motoarele de căutare. Iar prescurtat, SEM. SEM este prescurtarea a termenului englez Search Engine Marketing, însemnând în traducere marketing pe motoarele de căutare. Acest acronim este des folosit pentru a desemna atât activitățile de promovare plătită, cât și promovarea prin tehnici SEO sau Search Engine Optimization. În prezent, însă, terminul SEM este deseori folosit pentru a desemna doar activitățile de promovare plătită. Terminul de SEO se referă la o abordare organică a obținerii unor poziții mai bune în rezultatul căutării. În cazul SEM, plătiți motoarele de căutare cu o taxă pentru a obține clicuri și trafic. Cu toate acestea, ambele tactici sunt gândite pentru a vă ajuta să creșteți vizibilitatea paginilor web în rezultatele căutării pe un motor de căutare. Astfel, SEO este o parte componentă a SEM și nu invers. SEM are două componente principale. Prima este promovarea plătită, adică prin anunțuri și reclame plătite direct către motoarele de căutare. A doua este promovarea prin tehnici SEO sau redactarea de bloguri și articole, link building, optimizare prin cuvinte, promovare prin social media. Cele mai utilizate motoare de căutare la nivel global sunt următoarele. Google 92%, Bing 2,61%, Yahoo 1,79%, Baidu 1,16%, Yandex 0,56% și Yandex.ru 0,52%. SEM este o manieră eficientă de a vă promova afacerea, în primul rând, prin anunțurile plătite, care apar pe pagine de rezultate ale motoarelor de căutare. Deseori sunt numite anunțuri cu plată pe click sau campanii. Aceste anunțuri pot fi reprezentate într-o varietate de formate, de exemplu, anunțuri bazate pe text, anunțuri de listare a produselor, anunțuri bazate pe produse. Tipuri de SEM. Prima este SEO sau căutare organică, căutare plătită și căutare locală. Cuvintele cheie sunt fundamentul SEM. Mai întâi de toate, trebuie să efectuați o cercetare cuprinzătoare pentru a alege și a viza cuvintele cheie. Terminul de cuvinte cheie înseamnă cuvintele sau expresiile pe care potențialii dumneavoastră clienți le vor folosi probabil atunci când vor căuta produsele sau serviciile. Pay-per-click sau PPC este o metodă de marketing digital online care presupune plata unei taxe în momentul în care un utilizator face click pe anunțul tău. Putem considera că este un mod de a achiziționa vizite pe site-ul dumneavoastră. Atunci când cineva caută ceva folosindu-se de un cuvânt cheie care are legătură cu afacerea dumneavoastră sau produsul dumneavoastră, serviciul dumneavoastră, anunțul va apărea în rezultatele Google. Google Ads utilizează modelul PPC. Licitați pentru cuvinte cheie și plătiți o mică taxă pentru fiecare click dat pentru anunțurile dumneavoastră. Când un utilizator inițiază o căutare, Google se uită în lista sa de anunțuri și selectează un set de câștigători, care să apară pe pagina de rezultate a căutării.
Motorul de căutare alege să afișeze anumite anunțuri în funcție de mai mulți factori. Primul este valoarea ofertelor pentru cuvintele cheie. A doilea, calitatea relevanței cuvintelor cheie. Campaniile de anunțuri și scorul de calitate. Scorul de calitate reprezintă felul în care Google evaluează relevanța și calitatea cuvintelor cheie și a anunțurilor PPC. Există câțiva factori importanți care determină scorul de calitate. Calitatea și relevanța paginii de destinație, relevanța textului anunțului, istoricul performanței anunților noastre în Google Ads, rata de accesare a clicurilor, importanța fiecărui cuvânt cheie pentru grupul său de anunțuri. Asemenea, altor canale de marketing digital, nu este ușor să ajungi la publicul tău folosind PPC. Cu toate acestea, atunci când faceți PPC corect, acestea vor reduce costurile și determină o clasificare mai bună a anunțurilor. Iar acest lucru înseamnă mai multe vizite de calitate pe site-ul dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție!